Afișul din această lună al Teatrului de Artă din Deva este unul extrem de bogat. Reprezentațiile vor începe chiar din weekendul care urmează cu un concert extraordinar de muzică lăutărească autentică. Începem în data de 5 mai de la ora 19 cu concertul susținut de Mariana Risipitu Band, care se numește Shareiman. Este un concert de muzică lăutărească românească veche la care vă așteptăm cu tot dragul. 5 mai, ora 19. Apoi, Deva va fi gazda Festivalului de Teatru Unire prin Cultură. La eveniment, pe lângă actorii de la Deva, vor participa și cei de la Teatrul Caragiale Satiricus din Chișinău. În cadrul festivalului, Teatrul de Artă din Deva va prezenta cea de-a patra premieră a anului, Regele, Bufonul și Domnii Șobolani, de Matei Vișniec, în prezența autorului care va și conferenția cu această ocazie. Începând din data de 10 mai, începe un adevărat tur de forță la Teatrul de Artă din Deva, pentru că începe festivalul Unire prin Cultură, festival care se bucură de participarea Teatrului Ile Caragiale Satiricus din Chișinău, care vor prezenta la Deva în această perioadă 5 spectacole, dintre care 4 comedii și un spectacol de Matei Vișniec. De ce Matei Vișniec? Foarte simplu, pentru că în data de 10 mai și Teatrul de Artă din Deva vă prezintă o nouă premieră, cea de-a patra din acest an, cu un spectacol de Matei Vișniec, Regele, Bufonul și Domnii Șobolani. Ce este inedit la acest festival și la această premieră este prezența autorului la Teatrul de Artă din Deva. Așadar, dacă vreți să întâlniți pe cel care a scris această minunată piesă și nu numai, domnul Matei Vișniec ne onorează cu prezența începând în data de 10 mai de la ora 17:30, când va face o lansare de carte și o prelegere. De asemenea, zilnic, pe toată durata festivalului de teatru, adică între 10 și 15 mai, vor avea loc lansări de cărți și dezbateri pe teme culturale. Așadar, între 10 și 15 mai, festival Unire prin Cultură, în fiecare seară de la ora 19, spectacole, în fiecare zi de la ora 17:30, lansări de carte. Sperăm de toată inima să fiți alături de noi! Apoi, după festival, vor urma și alte reprezentații ale Teatrului de Artă din Deva cu piese regizate de maestru Sandu Grecu de la Chișinău. După ce se încheie festivalul Unire prin Cultură, în data de 19 mai de la ora 19, vă așteptăm la o nouă reprezentație a spectacolului Un tramvai numit Dorință, de Tennessee Williams, în regia lui Eugen Pădureanu. După care, în data de 22, de la ora 11, ne adresăm celor mici cu spectacolul Adevărata poveste a lui Hansel și Gretel. În data de 29, încheiem în forță luna cu o nouă reprezentație a spectacolului, Duelul pianiștilor de Mirel Taloș în legia lui Sandu Grecu. Deci putem spune că este o lună plină la Teatrul de Artă din Deva, chiar putem spune luna Sandu Grecu, pentru că din toate spectacolele pe care le veți vedea dumneavoastră, majoritatea sunt în regia domnului Sandu Grecu, maestru Sandu Grecu, care vine, repet încă o dată, cu Teatrul Ile Caragiale Satiricus din Chișinău la Deva. Veniți la teatru! Mai multe informații, inclusiv cele legate de prețul biletelor la spectacole, puteți afla atât de pe site-ul Teatrului de Artă din Deva, cât și de pe pagina de socializare a instituției.